Suntem tot pe data de 24 aprilie 2024, înainte de a începe să nu uitați, accesați link-urile din descriere. Acolo la pagini mai fac eu ceva modificări pentru a satisface sponsorii, să zic așa. Bun, de zilele astea ați auzit tot mai des. E normal să scoată puietul răcit afară, puietul de trântări și așa mai departe. Uite că eu zic că nu e normal. Puietul de trântări este scos afară în momentul în care albina nu poate să acopere puietul în totalitate și sacrifică trântorii de pe margine. Iar al doilea, care nu cred că e cazul în vremurile astea, lipsa hranei. Există și o a treia opțiune, momentul în care ne apropiem în luna sfârșitului iulie, august, când trântorii sunt sacrificați de albina pentru a se pregăti de iernat. Așa, deci nu-i normal până la urmă să vezi trântorii larve scoase la urdiniși, indiferent de cum e vremea, înseamnă că cuiburile nu sunt dimensionate cum trebuie. Mergem mai departe și să verificăm o colonie. Aceasta este acea explozivă care mă urmăriți. Are o dezvoltare foarte, foarte accelerată. E cea mai rapidă dezvoltare pe care o am eu. Dacă i-aș da foițe, probabil ar construi fără nicio problemă. Iată, apa cu minerale este consumată. O avem îndoieri. Această colonie trebuie menționată, fiindcă poate, fără nicio problemă, să construiască foarte, foarte multe foi. Dacă i-aș da foi acum, ar construi. Dar fiindcă nu am nevoie încă de așa ceva, doar o dezvolt treptat. Așa, să văd cât a crescut ea de când nu m-am mai uitat. Aceste construcții de ceară îți dă senzația asta că îi mai trebuie loc. Și așa este. Acum văd eu aici. Îi mai trebuie loc. Să-i dăm loc. Creșterea treptată e un pic migăloasă, fiindcă tot trebuie să vii la ea, să-i dai rame. Nu-i ca atunci când vii și îi dai dintr-o dată toate ramele și gata, nu-ți mai bați capul cu acea colonie. De acum trebuie să fac un pic de loc. Încet, încet îi facem loc, cât mai mult. Mai aduc rame. Așa. Ca să văd în ce măsură îi mai trebuie loc. Nu cred că îi trebuie foarte mult. Rame urâte. Așa. Să merg mai departe să văd cât loc îi mai trebuie. Dacă chiar mai este nevoie sau nu. Eu zic că nu. Este suficient loc. Tot ce îi fac. Să verific un pic cuibul și cu asta basta. Pun tratamentul cu formic. Văd, a venit mărcuța aici, da, a venit, dar deocamdată
nu mai extind. Bun, asta e. Îl mai las așa un timp. Nu îl deranjează. Toate deranjul care îl fac este să-i pun apa. Și tratamentul cu formii. De aceea sunt aici. Punem un pic de tratament. Asta e tot. Mergem și verificăm altul. Am venit la altul să-l verific și pe ăsta. Deci o să dureze foarte, foarte repede acest lucru ce fac eu. Fiindcă mai mult este vorba de a trata cu acid formic. Ăsta e scopul. Tratamentul cu formic și să-i dau acea apă deasupra. Mai arunc eu câte o privire așa peste cuib să văd dacă necesită extindere sau nu. Verific doar rama din margine. Eu zic că nu e nevoie, o să mai stea astfel. Bine. Vedeți, astea sunt lucrările care le faci, adică nu-i cine știe ce. Acum vin cu formic. Dăm un pic de formic la albine. Această metodă de a folosi formicul este foarte lejer, e foarte lejeră. Merge foarte, foarte bine. Pun și siropul, adică sirop, tot siropul e, dar nu-i sirop. Asta e tot. Acesta este lucrarea reală. Aceea când filmezi și prezinți e un pic mai diferit. Când lucrezi exact, durează 1-2 minute toată treaba. Nu trebuie luate toate ramele la mână. Doar verifici un pic cuibul și unde vezi că e ceva, intervii. Dacă nu, mergi înainte. Am ajuns la altul și aici la fel. Verific repede care-i treaba cu el, tratamentul și tot înainte. Văd un zbor mai accentuat, aici am o linie de 4 mai micuți, adică nu prea am eu foarte mare acum, sunt aceia care vor fi crescători de regină,
Astea sunt mari. Fiindcă pe cei mari i-am vândut. Au fost vânduți și acum tot ce fac este să le mai dau câte o ramă la ăștia care iată încep să construiască aici. Ăsta merită, să zic așa, un pic vizionat. Una, două rame. Odată organizat cuibul de la început, după aceea doar vii și extinzi treptat, în funcție de cum cere albina. Până ajungi la maxim, tu vii cu tratamentul frumos, dacă vrei să le dai uleiuri esențiale sau un ceai acolo, le dai. Dacă nu, nu. Fiecare alege să îi îngrijească cum dorește. Da, aici este nevoie de un pic de extindere. În momentul în care matca a venit aici cu oatul, face extindere. A venit, este puiet larvar. Aici cel mai probabil am o regină neagră. Verific și a doua ramă, cu toate că nu-i necesar, mă interesează doar sănătatea acestor albine. Așa. Normal, dacă ai avea două colonii, să zic, și ai fi începător, ai uita prin el la toate, dar nu-i necesar. Iată, sănătatea albinei, da? Frumos. Nu puiet răcit, nu puiet văros, nu trântori aruncați, nu nimic. Bun. Așa trebuie să fie. Treaba e bună. Asta vi le prezint așa ca să vedeți că se poate îngriji foarte, foarte bine și cu cheltuială minimă. Deci nu este să zici că e o cheltuială, nu știu cât de mare. Verific o ramă, aceasta e cu mâncare. O pun în extinderea acestei colonii. Atât ai pun numai. O ramă. Nu mă grăbesc. Aceasta este ceară împrumutată, nu este ceară secretată. Mai departe să văd dacă aici am cumva o ramă cu mâncare. Dacă nu am, mă duc și aduc. Nu, aici am dar rame goale. Mă duc și aduc o ramă cu mâncare care o pun după diafragmă. Am adus rama. Acum o să vă întrebați de unde atâta mâncare, tot dai, de o lună tot dai. Păi toată strângerea cuiburilor din toamnă, acele rame care le-am scos, sunt așa, cu miere, iată. N-am extras miere decât acolo cât am considerat că trebuie și am luat o decizie destul de bună. Acum pot să dezvolt aceste colonii cu această hrană. Nu ai hrană, probabil vei da sirop, dar eu n-aș fi dat sirop nici acum, ci le-aș fi dat șerbet. Aveți acolo pe canal undeva. Cum se prepară șerbetul de zahăr? De
mi-aș da șerbetul acela, dacă n-aș avea miere, pe lângă șerbet le-aș da acest sirop. Deci, l-am extins cu o ramă, să-i pun acum un pic de formic, un șirui formic, aici unde e necesară extinderea, îți ia un pic mai mult timp. Se evaporă în 3 zile. Dacă ține mai mult, îți lasă albina, îți lasă doica, îți lasă larvarul, îți lasă matca, îți lasă cu lipsă de mâncare. Formicul asta face, întrerupe comunicarea dintre doică. Dintre doică, larve și matcă. Am tot căutat eu de ce moare matca din cauza la formic. De asta moare din cauza că îi se întrerupe comunicarea cu albinele doici. Bun, am terminat și aici, mergem mai departe. Mergem și verificăm mai departe treaba. Dar dacă formicul îl pui din 3 în 3 zile, nu din 3 în 3 zile, adică să se evapore în 3 zile, după aceea îi lași o pauză de o săptămână, iar îi pui 3 zile, iar atunci am observat că nu e nicio problemă. N-a căzut matcă, se face și tratamentul cât de cât, hai să văd câte minute sunt, mai ne permitem câteva minute. Hai să mai ne uităm la unul, la rând, așa. Văzând activitatea de la urdiniș, parcă și ăsta o lua înainte. Cu toate că ăsta e mic, ăsta face parte din aceia amărâți. Mai are un pic de apă și se asigură continuitatea. O să vă arăt că el este doar în 3 rame. 3 rame, trebuie verificat sănătatea. Chiar dacă este numai în 3 rame, se verifică sănătatea acestuia. N-a dus lipsă de mâncare, apa a avut, eu consider că totul arată bine, chiar dacă e numai în 3 rame, acum va fi în 4 probabil, sau tot în 3, eu știu, depinde cât s-a dezvoltat. Vedeți ce diferență uriașă e în câte unul care... Unde matca a întârziat ponta, să zic așa, fiind micuț, a depus foarte puțin puiet, nu s-a dezvoltat așa bine. Dar eu nu renunț nici la ăștia, fiindcă știu că îi pot face măricei. Aici este o carpatină. Nu prea-mi place mie cum e ea, va rămâne
strâns, va rămâne strâns, din ce văd eu duce lipsă de mâncare, așa că miere la greu. Trebuie adus o ramă plină cu mâncare și descăpăcit, dacă vrei să-l pui pe picioare, dacă nu, poate să stea așa. Nu e nicio problemă. Îi asigur mierea și lui. Am adus o ramă. Așa, astea sunt provocările, să-i zic eu așa. Provocări care scopul ar fi să intre în iarnă cât mai bine. Eventual pot să îi schimb matca, dacă văd că e așa amărât. Dar hrana este un factor principal, fiindcă matca depune foarte bine și s-ar putea ca în câteva săptămâni să se puie și el pe picioare. Îl consider un roi timpuriu. A ieșit din iarna așa mai șifonat, acum îl facem și pe el să fie în regulă, punem mâncare. Asta este baza principală, lipsa hranei, așa, cine-i de vină că n-are hrană? El sau eu? Asta e întrebarea. Mai e și aici ceva miere. Tratamentul cu formic. Ceaiul cu scorțișoară. Aduc și ceaiul cu scorțișoară frumos, să-i punem bețele. Atâta timp cât o colonie ia această apă cu scorțișoară, se va remedia, adică o să accelereze. Și aceste colonii amărâte de obicei intră primele în friguri. După ce crește și se simte în putere, va roi. Mai ales că este o carpatină. Carpatinele nu sunt negre. Au o dezvoltare destul de lentă, iar în momentul în care explodează în dezvoltare, intră în friguri. Dar prin noroc se nimerește o carpatină care se dezvoltă bine și să-i vezi care instinctul mic de roire, să-l vezi tu, adică după ani de zile, atunci s-ar putea să faci ceva cu acea regină, după care o iei de la capăt cu selecția. La astfel de colonie poți să-i aduci o ramă cu puietă de la o colonie mare, dar nu prea sunt eu de acord. Mai bine cu acel puiet fac un roi, chiar și cu regină de salvare, decât să sacrific pentru astfel de colonii o ramă. Nu, ea trebuie să se ridice pe picioarele ei. Deci mai departe,
dacă a luat apa. Nu știu dacă ți-a această apă care are acel ceai de scorțișoară cu cuișoară. E amar tare, adică nu e un ceai chiar gustos. Dacă l-ai gustat, e amarul de pe lume. Vitamina C. Nu-i chiar bun. Dacă Albina îi place esențele amare, să zic așa. E să n-aibă apa niciun îndulcitor și să o consume, acea colonie este foarte, foarte bine. Ia să vedem. Asta rămâne după diafragmă. Ultima ramă, dacă ajunge cu larvarul aici, atunci a extins. Dacă nu, voi decide la următoarea ramă. Fiecare colonie ei decizie în funcție de cum este dânsa dezvoltată, da? Deci aici am o ramă cu nectar, foarte, foarte frumos, celule goale are. Are celule goale. Să o verific și pe următoarea. Așa. Haide ușor, verific trântorii și larvele, pare totul în regulă. Dacă totul este în regulă, nu mai am ce să îi fac, eventual îi mai, nu știu, mă gândesc să-i mai dau, să nu-i mai dau. Am să-i dau o ramă goală, dar eu dau după această ramă. Văzând care celule goale această ramă, nu o trec ca ramă de margine, o las în pace scamat ca să își facă cuibul acolo și următoarea ramă o trec în margine, are un pic de miere pe ea. Gata, asta e tot. Acum să verific dacă am o ramă cu miere. Dacă nu am, mă duc și mai aduc. Aici sunt rame goale, albe. Aceasta a fost o ramă descăpăcită, albă. Probabil încet, încet o va primi. Dar până atunci eu o să-i mai aduc o ramă cu miere acolo să aibă de lucru. I-am adus și lui un pic de miere. El are de mâncare, nu este necesar să-i dau foarte mult. Așa că am ales o ramă așa mai slăbuță. Curăț un pic rama. Și data viitoare va fi numai bună de introdus în cuib. Este asigurat cu un pic de mâncare, acum cu formii. Punem formicul. Plecați de aici, că știu că nu vă place formicul.
imediat ce îl simte, albina fuge de el. Bun, tratamentul e gata. Fără fumegații, fără amitraz. Bine, acum înainte de a începe cu formicul, trebuie să-ți verifici un pic dacă nu cumva ai o infestare masivă pe acolo, prin stup, că formicul rade albina rănită, adică o omoară și pe cea rănită, nu rămâne. Curăță tot. Bun. Cam atât. Să-i pun și apă. Am venit și cu apa. Zece zile nici nu mai necesită nicio intervenție. Oricum, partea asta stupinei unde am lucrat azi, sunt ăștia care vor fi divizați eventual. Dar să dea căldura un pic, că e prea frig. Deci într-o zi fac jumătate de stupină și într-altă zi fac alaltă parte de stupină, dar dacă vremea este neprielnică, amân o zi. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!